ce părere aveți de ce se întâmplă acum în țara noastră? Ce părere să am? O părere nu prea bună. De fapt, se întâmplă ceea ce am ales datorită nouă. Noi suntem primii vinovați. Așa zic. Trebuie o schimbare, schimbare majoră. Ar trebui tineretul să ia așa cum s-ar spune bouă de coarne și să meargă înainte. Pentru că sunt băieți deștepți, au studiat și ar trebui ei să ia puterea și pentru că la ăștia le-au trecut timpul. S-a schimbat guvernul. Ce urmează? Nu știu guvernul ăsta cum va fi. Pentru că chiar prim-ministru este tot din Ardeal. Să nu zic altfel. Ar fi trebuit unul de-a nostru. Pentru că, vedeți, Moldova este săracă. Și ăla o să tragă tot acolo să facă. Cum făcea Ceaușescu în Oltenia. Acum ăla o să treacă în Ardeal și Moldova o să rămână tot timpul săracă. De-aia am ajuns aici, de-aia au plecat tinerii noștri. De aia, pentru că e vina noastră, ce să mai... Chiar și acum, copiii ăștia luptă, merg în stradă, strigă slogane, ei pe undeva profită de lucrurile care sunt acum. Cine se gândea că ăsta o să fie prim-ministru? Copiii ăștia au ieșit în stradă pentru asta, nu se gândea nimeni. Dar ce să facem, asta e, se va vedea la alegeri.